Un incident grav a avut loc ieri la școala gimnazială numărul 11 din Brașov. Din cauza neglijenței personalului de serviciu al școlii, zeci de copii au suferit arsuri datorită unei lămpi ultraviolete uitate într-o sală de curs. Lampa era destinată dezinfecției claselor și trebuia folosită doar în intervalul orar 19-7. Ajunși acasă, cei mici au început să acuze stări de înțepături, ceață, lăcrimare și roșață la nivelul ochilor. Partea și mai rea este că nici profesoara, care este și diriginta elevilor din clasa 6-a, nu a sesizat faptul că lampa nu era scoasă din priză. Elevii au stat în sala de curs timp de o oră cu lampa aprinsă. Această lampă a fost folosită noaptea și în timpul în care copiii nu erau la școală. Era pentru prima dată pusă în sala respectivă, vă dați seama. N-ați mai folosit-o înainte sau n-ați folosit-o în sala respectivă? Lămpile sunt noi, am folosit-o înainte, dar în timpul vacanței, până acum când nu s-au semnalat cazurile de gripă, nu am folosit-o în sălile de clasă. Dintr-o neatenție, neglijență a unei femei de serviciu care avea în responsabilitate acest lucru, au fost două săli de clasă în care lămpile au funcționat. Într-una dintre clase, o doamnă profesoară de engleză a fost foarte inspirată și a deconectat-o de la curentul electric și acolo nu s-a întâmplat nimic. Sau au fost mai puține cazuri, pentru că lampa, am înțeles, că a funcționat peste noapte. Iar în cealaltă clasă, în care au fost prezenți 29 de copii, în clasa a 6-a, lampa a funcționat încă o oră de la începerea cursurilor. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Brașov au făcut control în urma incidentului grav de la școala gimnazială numărul 11 și au aplicat sancțiuni. Legislația sanitară sancționează astfel de acte, în sensul că unitatea școlară are obligația să ia toate măsurile prin care să prevină accidentele de orice fel și astfel a fost acordată o amendă, o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei pentru conducerea unității de învățământ. Cum se simte copilul dumneavoastră? Copilul a început să se amelioreze, dar totuși deranjează lumina, ochii, înțeapă, ustură. Din moment ce au fost profesori la cursuri și n-au băgat de seamă de lampa, și eu știu, au fost totuși două ore. Trei, spun copiii, dar s-a spus că numai una. Dar copiii spun că trei ore a stat lampa. N-a văzut nimeni. Majoritatea elevilor afectați de lampa cu ultraviolete vor merge din nou la școală începând de săptămâna viitoare.